Trei oameni de la Petrolul, care vor debuta duminică oficial în haita petrolistă, au prefațat astăzi primul meci cu miză din acest an. Ichim și Andor nu sunt îngrijorați că Petrolul nu a dat niciun gol, dar a primit în ultimele două teste. Ei susțin că vor fi concentrați mult mai bine în jocurile pe puncte și vor ca suporterii să aibă răbdare cu ei. La urmă și în Liga Campionilor și Messi greșește și Sergio Ramos greșește. Acum noi trebuie să ne concentrăm, să facem cât mai puține greșeli și cât mai departe de poartă din punctul meu de vedere. Avem și un nume și de aceea cred că toate echipele care o să vină să joace cu noi, să-și dea viața, e puțin mai greu să-i desfaci. La Liga a doua parcă sunt mai multe spații, te mai las să o pasezi, să o plimbi. Dar aici, cu cât dai gol mai repede, cu atât mai bine. Ciobanu consideră că are un lot cu valori egale și va fi greu să aleagă prima echipă. De aceea i-a pus pe jucători să facă un exercițiu în care fiecare dintre ei să fie antrenor și să spună formația cu care ar începe. Asta pentru a-i responsabiliza, dar și să nu se considere nedreptățiți. Sau nu mi-ar plăcea să văd, eu știu, o victorie care nu a avut în spate un joc consistent. Pentru asta am emoții. Nici de cum că echipa nu va câștiga acest meci. Singurul absent important din tabăra petrolistă în jocul de duminică cu Sporting rămâne fundașul Paul Antoche. Fotbalistul s-a pregătit astăzi la sala de forță, iar de săptămâna viitoare se va pregăti normal împreună cu echipa.